care este preparatul tradițional de Crăciun preferat de dumneavoastră? Slănină, bine. În cazul domnului Meleșcanu, slănina, da. Care se mănâncă cu pălincă, cum? Se mănâncă cu pălincă și cu pâine cât cuprinde. Și cu ceapă. Fel de problemă și ceapă roșie, da. Neapărat. Liliana? Eu nu pot să spun unul. Așa, da. Trei. Sarmale și cozonaci. Deci nu pot să concep Crăciunul fără asta două. Sarmale și cozonaci. Adică eu pot să fac o listă? Așa, o listă, dar vezi că s-ar putea să-ți răspundă Moș Crăciun. Eu vreau prea mult, nu, eu sunt pofticioasă, sunt cumplită, groaznică. Mi-ai nimerit. Știți, norocul meu mare este că niciodată n-am de mâncare acasă, pentru că altfel ar fi îngrozitor. Și atunci, de Crăciun, de Paște, uite, merg la prieteni ardeleni, sau am fost de Crăciun în Maramureș anul trecut și am mâncat o nebunie. Sunt mâncăcioasă. Am recunoscut întotdeauna, nu-s din aia cu apă plată și lămâie, la mine nu funcționează. Deci dacă este foarte bine făcut un caldaboș, îl prefer unui cârnaț. Dacă cârnațul e făcut de mine, atunci prefer să fie, îl prefer la orice cardaboș, dar cardaboșul, dacă e bine făcut, este ceva absolut senzațional, că se pune destul ficățel acolo, are un gust senzațional. Lebărul, de asemenea, e foarte bun. Carnea cu varză care se face seara și cu un pic de pălincă, pentru că ți se taie, ți se pleacă după atât de agresive care o vezi în jur și ce se întâmplă dacă nu te șnăpsuiești bine, nu e în regulă, și merge cu un vin după aia. Vinul roșu care îl împarți cu Liliana și mai mâncați și un cozonac. Desertul preferat. La noi nu se fac cozonaci. Lumea nu știe să facă aluatul de cozonac. Da, nu suntem mari specialiști. Ci se face un aluat mic care nu crește și cel mai bun desert și plăcintă de Crăciun este păturata cu mac. Deci, da. Puțin aluat, învârtit, cu mac foarte mult. Da, e cam așa, nu crește exact, mai mult. Exact, nu crește mai mare. Deci, foarte bun, acolo... Da, dar ce bine te simți după aia. Da. Pentru că este Crăciun, se colindă. Se colindă din inimă, se colindă din gură, se colindă din ochi, se colindă din suflet. Mai vine și Moș Crăciun pe la noi. O surpriză pentru invitații noștri și o să-și dea seama imediat de ce au nevoie de această surpriză. O surpriză și pentru dumneavoastră. Merge banda! Poftiți la noi în casă. Bine ai venit. A fost suficient să vină un artist să ne cânte un pic și m-am uitat la toți. Automat toți am fugit în copilărie și într-o zonă sacră, sfântă, minunată. Știți ce înseamnă? Colindați? Da, sigur că toți știm să colindăm. Numai că vreau să spun un lucru care mi se pare important.
din păcate, prea mult asociem Crăciunul cu distracție, cu ceea ce mâncăm, da, exact, cu distracția, cu cadourile, fapt, cu lista sărbătoare pe care o facem. Și uităm, din păcate, că de fapt această sărbătoare, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, de aceea colindele ne-au pus într-adevăr. Acum chiar am simțit că suntem în ziua, da, de Crăciun. Corect. Ce frumos era când eram copil, pentru că eu vin dintr-o zonă tare frumoasă din județul Hunedoara și mi-aduc aminte când eram copii că așteptam nașterea lui Iisus ca pe nu știu ce. Era pe vremea aia atâtea. Acum copiii nu se mai bucură așa de mult pentru... Nu se bucură. Noi ne bucuram de orice. În primul rând că ne îmbrăca mama în totul nou avem pe noi. Și sărbătoarea pentru noi însemna ceva extraordinar. Era cel mai frumos lucru de pe pământ. Este. Doamna Elena Merișoreanu a venit ca o surpriză pentru noi toți, dar ca un sprijin serios pentru domnii din platou și veți vedea imediat de ce, dar să nu credeți că pe doamne le-am neglijat. Au și doamnele surpriza lor să meargă banda. Colindă, poftiți la noi în casă. Bună seara de Crăciun. Bine venit. Amare excelență, amănoarea, dragule, drag prieten. Servus. Servus. Moș Crăciun a lăsat pentru fiecare dintre invitați câte un dar aici la noi. Dar și pe vremuri de criză. Moșul vine pe toate vremurile. Zic să nu ne bucurăm că ne-a copt ceva precis. O cunosc, am mai fost. Să vedem ce surpriză a lăsat moșul. Să știți că darurile sunt de la Moș Crăciun. Și eu nu știu ce evidență avea despre fiecare dintre dumneavoastră. Uitați-vă, vă rog, în cutii cu încredere. Pentru că asta vedem, este. Să uităm deja, da? Deci asta este. Asta este. În sfârșit am ajuns numărul 1. În China, după cum arată. Numărul 1. Dai făcut. Vai! Ce frumos lămpaș! I-am găsit și un plic. Să vedem ce ați primit. Ați primit, ați fost cu minți. Are cineva vreo boticuță? Nu, înseamnă că ați fost cu minți. Nu, am fost cu minți. Avem și lămpașul. Măi, și lăuntru ce oare? Avem și un CD. Bine, dar și la mine a venit moșul pentru invitații din seara aceasta. Uite ce faine și scrie pe spate mie din Vietnam. E ceva specific românesc. Și o să le ofer întâi bărbaților, da, pentru că se adresează, deci bărbaților. Cum se poartă? Este parfumul meu. Cum se poartă? Și îmi face mare plăcere și doamnei, da, pentru că eu îi folosesc. Ce colindă știți să cântăm? Uite așa, nu vreau. Ce legătură, doamna Merișoreanu, mergem după dânsa. Așa, hai. Pe tine ne bazăm. Din anul
Iisus este mereu la geam cu moș ajun. E gen